ești pe sol dacă te crăb. Nu știi nimic. Dar încolo nu mai căpătă nimeni niciun bănuț din zona mea. www.nușpaga.ro. Să vezi ce www. Un pumn în boț. Punct roz la iuția, mă. Zi! Nu zic nimic. Sus mafia, jos corupția, sus patria. Toți, 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 să trăiți, Iavu, să știți că nu-i făcea nimic lui dobitul ăsta umflat de... Că erai făcut în pitru. Și nu stați, vă uitați, mergeți după alaș, luați-l. Lăsați-l, șeful, că n-are ce să facă. Tot aici vine să-și cheltuie banii. Numai asta e de vine. Ce ai fă de-ai rămas așa? Ce-ai rămas însărcinată cu capul de la duș trebuie? Râdeți, voi râdeți. Bătăți-vă joc de mine cât mai puteți, da? De luna viitoare se schimbă placa. În genunchi o să veniți la mine. Șeful? A avansat-o comandantul și noi n-am aflat? Adică, cum adică să schimbă placa în cuță? Zile și nou, dar suntem colegii tăi. Nu știi că mai glumim și noi, dar noi ținem la tine. Ca sara în ochi. Eronat, ăla-i gogoașă. Hai mă, Gagico. Uite, vezi? Ți-am zis, Gagico. Hai zile și nou, ce-ai făcut? Ce-ai făcut la șeful? Ce-ai vorbit cu el? M-a chemat la el. Dar dă-te treașcă mai încolo, lasă fata să povestească și te bagi în sufletul ei. Așa, te-ai chemat la el. Și? Și m-a anunțat că începând de luna viitoare, eu... Vai, manco, dar ia uite câte scame ai pe tine. Lăsați că le adun eu. Lasă, care-i ce să le adune? Nu te mai... Pune-mă mâna și adune scamele după ea și voi, masați-și voi la picioare, la mâini să... Să simtă și ea bine, că ai extenuat-o discuția cu șeful. Și? Ce-ați pățit? N-a pățit nimic, ce să pățim? Păi văd că dintr-o dată v-a apucat așa grija pentru mine. Ți se pare, dragă, ție, n-ai fost tu atentă, n-ai avut ochi pentru noi să vezi grija noastră maternă față de tine. Zici ce ai vorbit cu șeful? Păi m-a anunțat că începând de luna viitoare, toate unitățile NATO care au un efectiv femei vor primi bani pentru îngrijirea acestora. O să mă marchez și o să mă demachez pe banii statului. Vă dați seama, lipoabsorții, coafor, manicură, pedicură, cu tare, cu tare. Și pentru toate o să plătească statul. Unde mă de aici, sigur ai înțeles greșit. Iată și trașcă și mai dă-te de lângă la o parte, repede, te bagi în suflet, ei cum ai auzit că e rost de bani, asta e de repede, că l-are pe ea s-o nebuniți, s-o sufocați. Ia zic, cam câți bani s-a locă de la Buge 4 treaba asta? Nu știu, șeful, dar am înțeles că cu cât sunt mai multe femei în unitate, cu atât mai mulți bani vor fi. Bă, tu te-ai tâmpit la cap? Cum să raportăm mai multe gagici când noi n-avem decât una singură în unitate? Și nici a... Hai bre, că nu ne controlează nimeni. Și dacă ne controlează? Dacă ne controlează, rezolvăm noi cumva, de machiaj, de... Cum mă, din machiaj? Foarte simplu, uitați așa. Ta-da! Ce-i asta? Colegele noastre. Vă pup, domnul colonel. Ceau, șeful. A? Ce părere aveți, domnul colonel? Arată mai beton ca iepuraș. Și acum că sunt machiate rudimentar, că n-am avut fonduri. Dacă tu veni porcoiul de bani de la NATO. Bă, voi nu sunteți sănătoși la cap? Nici să n-aud. Ai, șeful, că și așa e austeritate. Ne mai cârpim și noi soldele, mai una... Nici să n-aud! Bandame! Ordona șeful! Colegii noi șeful? Bună, păpuselelor! Ați văzut ce v-a zis? Nu se prinde nimeni! Vandame, dacă îți bag una mec, l-ai grijă. Ai văzut, sergent? Nu-i nevoie să se prinde cineva. Se dau singur de gol. Lăsa șeful, că dacă-i treabă serioasă, nu ne mai dăm de gol, se poate? Băi, am zis nu și nu rămâne. Vandame! Fugi imediat și completează raportul ăla pentru minister și acum îl trimiți. Până nu mai fac ăștia vreo tâmpenie. L-am trimis deja. Cum l-ai trimis?
l-am trimis. Domn sergent mi l-a completat. Pe noi ne scuzați că facem pipi, știți, fetele au vezica mică și trebuie să... Și ce-ai completat, sergent? Numărul de femei din compania noastră, care este? Și bănuiesc că ai trecut-o doar pe iepuraș. Și pe iepuraș. Aoleu, acum îmi dau seama, de-abia ce șef aveți dreptate, s-ar putea să fi comis o ilegalitate. Te omor! Ce s-a întâmplat, mă? Sărmânășițele, deci asta era, ați băgat pipiță în unitate, a? Marfă ideea cu uniformele, a? Păsăricile? Uite dacă mâncă băiatul are bani și poate să plătească tot. Gogoașă, știm, dragă, că ai bani de când te aștepta? Nu! Părând, fetele, părând că are băiatul bani pentru amândouă. Arată-ne și nouă banii tăi. Mai întâi mi-arătați voi ce sunteți în stare și după aia vă arăt eu. Și unde sunt banii și câți bani, a? Dar să știți că asta nu-i cu mine. Of, bine mă, Băgoașe, bine, dar hai, dă-ne tu acum fetelor banii și după aia o să... Ce? Nu? Ce spui, mă, s-a întâlnit hoțul cu prost, adică eu să sar cu banul și tu să dai de-n fund? Nu! Hai, fă tot cine sunt amândouă în mâinile mele! Să trăiți o capără! Băi, Băgoașe, eu zic să ne dai banii acum, nouă, da? Că dacă vine domn sergent, te crapă ăla. Da. Ce-i cu părul ăsta blond pe tine, a? Scoate-te de crap! Vi dau, luați-vă blană. Poftiți. Asta, au, cât trebuia să aștept să-mi dai tu banii, bă, tâmpitule, ne-ai mai făcut să și transpirăm. Gata, domn sergent, l-am luat. Dar nu coage. Hai, și treci mătăruță, stai de șase la ușă, să nu intre cumva șeful. Că mi-ajunge un oi vânăt. Gogoașă, pentru că ai fugit, pentru că sunt nervos și pentru că sunt și lovit, să trepează cotizația. Luați cât vreți. Bă, tu-ți bagi joc de mine, mă? De unde-ți banii? La dumneavoastră mână, domn sergent. Curat! Băi, am ajuns, bă, te-aia ta de joc, mă, sunt din banii, că te crăp, acum te crăp, te joc în picare, dă un flagel. V-am mai spus, sunt la dumneavoastră mână. I-am depus pe cartea de credit ca să nu vă mai tenteze să mi-i luați. www.nu-și-baga.ro. Bă, tu mă crezi prost pe mine, mă? Ia uite aici. Cum să intre, mă, prăpădita asta de carte, de carton, de plastic fabricat, în ce masă e? Te dai tășcălău de bani așa, adică eu zbou, mă? Eu de bani, că te grab! Domn sergent, mă scuzați că vă întrerup, dar Gogoașe a pus banii la bancă și cu cartonașul ăla se duce și îi scoate de la un automat. Așa, mă, dar am vrut să te verific. Zi așa, mă, te-ai șmecherit? Să confiscă. La ce aparat trebuie să mă duc? Merge la ala de cafea după hol? Cred că da, șeful, dar vă trebuie parola. Corect, parola! Nu vă zic nici mort! Zi, mă, că te nebunesc! www.nu-și-baga.ro. Jos corupție! Jos mafia! Sus patria! Zi-mă o dată parola că te nebunesc! www.nu-și-baga.ro. Nu zice, a? Păi lasă că o aflăm noi. Chiorete, marcă-mă și tu ce faci. Gen! Ordonați! Vine vedea așa, mă! Mm.
O, sarna fetele! Urea! Am tăcut, șefu. Ar trebui să te omori, idiotule! A, nu, iertați-l, domn comandant, că e chiar simpatic. Mi-a zis simpatic. Mersi, doamne. Duduema, te rog, vrei să fii soția mea? Scoală naibii de acolo, că nu de asta te-am chemat, idiotule. Pe iepuraș ar trebui să-i de nevastă. Dacă nu venea ea cu ideea genială cu cele două fete, era morți. Cu fetele ce idee, șeful? Cele două fete vor juca rolul celor două fete trecute de tine, raport, idiotule, până trece comisia aia, control de la minister. Ah. Dar cu o condiție, v-am zis, cei pe care îi înlocuim să meargă în locul nostru la facultate, să ne ia cursurile, da? Ai auzit, Mărlane, da? Am înțeles, șeful, ce problemă. Gogoașe, chiorete, ăștia, focamași la mine toată lumea. Nu, sergent, n-ai înțeles. Tu trebuie să te duci să le iei cursurile. Ai înțeles? Că tu ne-ai băgat în rahatul ăsta! Tu și cu chiorete, că tot îi place lui să fie femeie. Dar eu n-am vrut, șeful, dar m-a obligat! Cu atât mai rău, fătălăule! Deci, să recapitulăm. Să? Până trece inspecția de la minister, Duduia Ema va fi sergentul Mârlanu, iar Duduia Lori va fi caporalul Chiorete. Predați-le gradele și dați-le niște uniforme. Noi ce facem, șeful? Vă mutați în garsoniera lor și vă duceți la școală în locul lor. Aveți grijă că dacă ne faceți absențe sau ne lipsesc cursuri, eu vă dau la ziar. 40, 41, 42, 43. Cum e, fată? Adică cum este, caporal? Mai au 20 de bucăți, domn sergent. Păi, fetelor, v-ați nebunit de tot. V-ați intrat prea tare în rol. Sunt atiepurași. Spune-mi, are voie să mi se adreseze cu cuvintele astea? Cum să aibă voie, domn sergent? Este o insultă la adresa gradului dumneavoastră. E, atunci să mai bage 50. Hai mă, Ema, ce naiba? Ema, ești cu măta, caporal. Voi n-aveți pic de respect pentru gradele superioare, mă? Auzi? Avem să trăiți. Păi să aveți, mă, că vă calc în picioare, mă. Dau eu jos militaria din pod, vă distrug, mă. Executarea! Faci caporal, execută! Păi da! Da ce? Statisticile din prima jumătate a secolului al XIX-lea, care registrează amploarea fenomenului, sunt identificatoare în acest sens. Astfel, de pildă, în toamna anului 1835, prin punctele Brăila, călărașii au trecut în Dobrogea în total 2412 ciobani. Nu mai pot, nu mai pot, domn sergent, vă rog eu frumos, nu mai înzi mâna asta, cred că o să-mi șicadă până la urmă. Pune mâna și scrie, Chiorete, că dacă le lași pe alea fără cursuri, ne dă la ziar. Dar mai scrie și dumneavoastră. Fost abandonate niciun de moment. Ai nebunit, pe nu știi cine a scris de medic, băi, ce vrei să scriu rețete? Dacă nu înțelege alea nimic, ajunge la ziar, vrei la ziar, spune. Să nu mai potrivim activității pastorale. Măcar nici problemă. Vreau, domn sergent, dar măcar vorbiți cu profa să citească mai rar. Bine, mă, că m-ai nebunit. Doamna profa, vă rog, dacă se bate un pic mai rar, colegul nu înțelegeți, bate? Nu. Completează și manifestă. Da, și a poliției. Deci nu se poate, asta e scrie acolo. Exprimă conștiința națională și face mână. Aoleo, ce m-a rupt. Da, pe mine, trașcă. Șeful, da, măcar merită. Câți bani ne dau ăia de la buget în plus pentru gagicile astea? O grămadă, gogoașe, sigur că merită. Păi ăia de la buget în vârf miliarde, băi. Când completează un ordin de plată din reflex, trei câte 10 zerouri. Auzi, bă, dacă mă faci să visez degeaba, te rup. Dar la ce visați, domn caporal? La o bijuterie trașcă.
Șeful, măcar o merită efortul, că am scris astăzi că tot neamul meu de la maimuță încoace. Merită, mă, stai liniștit. N-ai auzit că banii vine de la buget? Pe ăștia care lucrează cu bugetul face numai cifre de alea cu câte 8-9 zerouri. Și asta de reflex? Pe bugetele se discută numai miliarde, bă! Tu le-ai auzit și tu la televizor, n-ai văzut la știri? Wow! O să-mi văd și o visă cu ochii. Bă, vezi că eu mă duc până la Ema să văd cum s-a descurcat cu gradul. Mă înțelegi? Hai, tu pune mânare, fă-te, cu mâna aia, că vezi că mâine e o grămadă treabă, clar? Hai, am plecat. Domn sergent, bine că ați venit! Ne rupe nebuna, vă vrem înapoi! Care nebuna, mă? Ema! Bă, tu nu faci pe iubita mea nebună! Și apropo, zi parola aia odată, că te găsește, dragii. www.nușpaga.ro. A, deci nu vrei să spui. Ce e aici, mă? O, să nu-l aduc de aia, mă. Caporal, ce caute civilul ăsta aici? Ce e aici, mă, Maidan, mă? Ce e aici, mă? Sat fără câini? Știți, a venit să... Hai, mă, Ema, ce mai băiești tu chiar așa? Caporal, scoate-l afară. Altfel, 1000 de flotări faci, mă, m-auzi? Da, să trăiți! Ieși afară, umflatule, că m-am săturat de flotări! Zi-mă parola, că te găsește, dragi! VVF, nu spaga pungro! Aoleu, ce dracu face tâmpitul ăla? No, că dacă trebuie să scriu în locul lui, îl omor. Hai, bă, odată, că era... Ce-ai făcut la mână? E luxată, domn sergent. Păi ești cântită, că altfel nu mă durea așa de tare. Nu mai pot să scriu. Păi cine? Eu? Ce? Dumneavoastră, că eu nu mai pot. Sunteți gata, da? Încep dictarea. Prezența mecanilor în Dobrogea nu trebuie înțeleasă numai prin prisma mecanii din țara Bărăsului au fost totodată negustori și au devenit și agricultori prin stabilitatea. Statisticile din prima jumătate a secolului al XIX-lea, care registrează amploarea fenomenului, sunt identificatoare în acest sens. Astfel de pildă, în toamna anului 1835, prin punctele Brăila, călărașii au trecut în Dobrogea în total 2412 ciobani cu 591.411.000 de oi. Dar nu mai putem, șeful, n-ai terminat! Am zis gură, mă! Nu mai puteți, a? Dar să trimiteți hârtii tâmpite și să vă travestiți în femei, puteți, a? Eu v-am pus, mă? Spuneți-i lui idiotul ăla de Mârlanu! Nu mie mai că nu mai puteți! Păi degeaba îi spunem, domnul comandant. El acum este student, îi convine, nu mai are nicio problemă. Da. Nu mai putem, șeful! Nu mai putem! Să-mi sai ochii aceia pe jos pe parchet, dacă vă mint. Păi nu m-a terminat pe mine fizic armata, cum m-a terminat chestia asta cu scrisul, cu pixul, că mi-a dat de-alea cu mâinile. Acum zic, dacă tot s-a terminat cu inspecția nouă, iau gradele înapoi să fiu eu sergentul. Păi ce crezi că sunt prost, mă? Acum când am găsit un sergent adevărat, mă, o mână de fier, vrei să renunț la el, mă? Marci afară, mă! Sergent! Ordonați! Nu te-o fata, lăule! Sergent, scapă-mă de ăștia, te rog. Ce-i, mă? Ce-i în biroul lui șeful, mă? Maidan? Gara de nord, mă? Ha? Vă omor, mă, vă colc în picioare, mă! Ha? 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 Ha?
Rămâneți cu noi, revenim imediat. Lăsați, bă, că oricum ne umplem de bani. Vreo 200-300 de milioane, sigur prindem. Și dacă domnul colonel nu vrea să dea banul? N-are cum să nu dea banul, bă. Că numele noastre corespund cu numele gagicilor. Păi da, o să vină banii automat pe solda mea și a lui Chiurete. Plus că nu riscă șeful Dita mai scandalul cu presa, cu ziarele pentru niște amărâte de sute de milioane. Ia-ți dar anițele voastre, Luchiorete, cum am zis. Pentru ce, domn sergent? Cum pentru ce? Să care sutele de milioane, mă, pe ștâmpii, cu ce le aduce? Săracul, apropo, cu mânuța aia lui scrântită, mă, putea să-i care. Ce faci, mă? Unde-i banii? Aici, șeful. Câte 100.000 de lei pe lună de gagică. Atât a alocat minister. Mi-am mai și cheltuit toți banii pe machiajele alea tâmpite. De ce ne mai plătim noi tratamentul pentru luxație? Lăsați, șefu. Puteți să-mi luați bani de pe cartea mea de credit. Faci tu asta pentru noi, gogoșică scumpă? Faci tu asta, dragule? Da, fac. Mulțumim, prietene. Un adevărat prieten, gogoază. Păi, hai mă, zi care-i parola, ca să știu. Păi, domn sergent, v-am zis-o până acum de vreo 10 ori. Ați uitat? VVV nu-și paga pungră. Nu că a fost bună idee? Și de la mine? E blondă. Păsăricile, care e tacâmul? Că băiatul are bani și poate să plătească tot? O furculiță și un cuțit, prostule! Măcar ne-ai bașcheții! Care e tacâmul? Care e tacâmul? Cât e? A, cât e? Tariful! Cât e tariful? Care el? El pe centură? El pe centură le trebuie pe alea de cuțit și furculiță, mă înțelegi? Zic nici mort! Ții-mă parola! L-a convins din prima, nu? Bine, dacă nu mi-o zice, pot eu să-i șerg lui. O sută de mii de lei pe lună pentru fiecare gagică. Că atâta... atâta am luat în capul. Vreau să zic că atâta a anexat. Că începând de luna viitoare, toate unitățile NATO care au un efectiv femei vor primi bani pentru îngrijirea acestora. Ia zic, cam câți bani se alocă de la buget pentru treaba asta? Nu știu, șeful, dar am înțeles că cu cât sunt mai multe femei în unitate, cu atât mai mulți bani vor fi. Băi, am zis nu și nu rămâne. Mandame, fugi imediat și completează raportul ăla pentru minister și acum îl trimiți.
până nu mai fac ăștia vreo tâmpenie. L-am trimis deja. Cum l-ai trimis? L-am trimis. Domn sergent mi l-a completat. Cu fetele, ce idee, șeful? Cele două fete vor juca rolul celor două fete trecute de tine, raport, idiotule, până trece comisia aia, controlul de la minister. Ah. Dar cu o condiție, v-am zis, cei pe care îi înlocuim să meargă în locul nostru la facultate, să ne ia cursurile. Deci, să recapitulăm. Să. Până trece inspecția de la minister, Duduia Ema va fi sergentul Mârlanu, iar Duduia Lori va fi caporalul Chiorete. Predați-le gradele și dați-le niște uniforme. De ce crezi că sunt prost, mă? Acum când am găsit un sergent adevărat, mă, o mână de fier vreau să renunț la el, mă, marci afară, mă! Vă omor, mă, vă calc în picioare, mă! Puterea 4, da. Plus B la puterea B, 4, da, totul supra 2, totul egal supra... cu X ori Y. Egal cu X ori... Minus mai... Y pe lângă X. Domn caporal, vă rog frumos, mai încet! Că dacă îmi dau naibii încheietura și ajung al dumneavoastră, cine vă mai scrie astea? Da, bă, Gogoșică, ușor, tăticule, ușor, ai grijă acolo, hai. La ce naibă vă trebuie atâtea? Dar nu-mi trebuie mie, alege, s-ar praful de fițuicile astea să aleagă. E pentru fete, bă, e pentru Lori și Ema, că acum dacă ele sunt soldați, nu poate să învețe. Da. Uite că dacă n-aveam eu mâna asta așa, păi le făceam eu, nu? De... Dar de ce nu cereți ajutorul și lui domn sergent? Cui, mă, lui Mârlanu? Păi da, unde e acum? E Mârlanu, e... A, e la spital, că are o problemă cu... cu ce are el, are problema aia cu... Cu ce, cu perdeaua? Cu perdeaua, ce perdea straghioția cu... Ce face, băieții? Să trăiți? Ai văzut, bă, Chiorete, că n-am lipit anunțurile alea degeaba? Ia uite, am primit ajutoare. Încă le-a arătat, da, băile, de ajutoare. Uh-huh. Ele, noile noastre colege, bă, de grupă, de la facultate. Ce bine e la facultate. Gogoașe! Da, să trăiți. Tu degajează terenul, ai că avem treabă. Păi, acum... Marș, mă! Da, luați loc, fetelor! Aaa, că dacă nu te grăb! Mă iertați să trăiți! Porțomega! Drepți! Respiri! Auzi, dar Gogoașa unde e? Corect, Gogoașa. Unde este Gogoașa, caporal? Știți, eu am fost... N-ai fost, ești. Cu imare de la incapabil. Ce-am ordonat eu? Să nu lipsească nimeni de la apel! Și de ce lipsește Pupăză? De ce lipsește caporal, Loredana? Da-ți, fată, mai încerc că m-ai asurzit. De câte ori ți-am zis că nu ești fată cu mine? Ești armată, nu cămin studențesc. De azi înainte mi te adresezi cu domn sergent. Ai înțeles? Da, noi... Ai înțeles? Da, nu mai boci! Du-te și caută-l pe Gogoașă. Domn colonel! Da, să trăiți! Raportează, sergent. Permite să îmi cer scuze în numele caporalilor pentru atâta indolență. Promit că nu se va mai întâmpla. Wow! Asta e mai adevărată ca mine. Ce femeie! Te felicit, sergent! Așa autoritate mai rar! Ce faceți, domn colonel? Nimic, te felicitam. Și voi? Ce vă uitați așa, mă? Marș pe sectoare imediat! Hai! Excitarea! Executarea! Petre striga cât îl ținea gura
precum a strigat de la primul moment, dar era târât și el în goana mulțimii. Ce faci, Ferdinand? Ascult, dragă, ce citești tu, dar ascult, stau așa că se aude mai bine, că cutia ta toracică e ca un fel de amplificator, dragă, ca o boxă. Nu te uite așa, spun sincer că am făcut și facultatea de medicină înainte să fac pasta. Și când stau așa, aud mai bine. Nu, Chiore, ascultă și tu, nu mă lasă, ascultă și tu la boxa ta. Da, șeful, dar domnișoara nu citește. N-are nimic, dragă, sau ce citește ea? Corect, nu ți-am zis, e efectul ăla de boxă, dar ascult, de la ea sau de ea, e boxa a doua, mă înțelegi? Alo, alo, băi, ce-a, mă, Bulevard? Ia, degajați terenul, nu vedeți că noi învățăm, nu vedeți că ne deranjați, mă, necințiților. Păi, domn sergent, avem o problemă. Bă, pupăză, tu ai surzit sau care-i problema? Tu ne-am zis că noi avem acei probleme grave, facultate, lecții, cu tare. Hai, degajați terenul, carminter, vorbesc cu Ema, vă pune pe sectoare, de nu vă vedeți că e sergent acum. Eu nu mai suport, nu mai rezist. Chiorete, ce faci? Lorici, ce bine te-am auzit la box. Nu, șeful m-a pus. Stai, măi, Loricica. Auzi? Hai că învățăm mai încolo, când o fi mai liniște. Dar și dragă, nu-i gălăgie acum să... Atunci vă aștept pe seară, fetelor, vă pup! Vă aștept din seară. Ce ați făcut, mă? Vă calc în picioare, vă omor! Deja ai întrecut măsura, ai luat-o razna! Auzi, iepuraș? Ai grijă cum vorbești, că sunt grad superior. Ne-am înțeles? Gradul tău superior, acum suntem doar noi două, da? Cu soldați înțeleg să te dai mare, da, cu mine, mă, noi suntem prietene! Uh-huh. Și ce ai vrea tu, să te cocoloșesc? A? Să-mi pierd autoritatea? Păi atât așteaptă mitocanii ăștia! Atât așteaptă să mi se urce în cap! Draga mea, iepuraș, militaria și rigoarea sunt pentru toată lumea, da? Suntem prietene în afara unității, aici suntem sergent și soldat! Ne-am înțeles acum? Nu! Noi suntem prietene! Ai luat-o razna! Discuția s-a încheiat, draga mea! Te poftesc afară! Hai, ești liberă! Ajutor! Auzi, caporal, de câte ori ți-am zis să nu mai prind picior de civil în unitate, a? Păi da, dar noi am... Ca să... Gura, mă, la carceră cu voi, mă, că vă calc în picioare! Am înțeles! Alo, alo, alo! Luați și mizeria asta de aici! Ce, vreți o cari eu? Hai! Pune mâna, soldat! Pune mâna! Ce, te crezi mai brează? Hai! Mă, Loricica, stai, dragă, să-ți explic! Nu e chiar... Ai nebunit? Gura incapabilă ce ești! Uită mai caporalul fugărit de un civil! Posibil așa ceva? Pupă să se iei și mizeria asta la altă de aici, da? Da, să trăiți! Ce ne facem, fraților? Păi nu-mi vine să cred, mă! Sunt perplex! Dacă și sergentul a ajuns să tremure de frică în fața ta, ești mare, gagico. Lăsați, domn comandant, eu fac doar datoria. Auzi, sper că nu i-ai rupt prea tare astăzi, că mâine dimineață vreau să-i trezesc de vreme. Relaxați-vă, șef, mă ocup eu de tot. Să vedeți cum se scoală. Deci de-aia vii tu numai la 11 noaptea, a? Și e frân de oboseală. Iubi, e o... O fufă, George, văd că nu sunt chioară. Auzi, cucoană, nu-ți permis să-mi vorbesc. Tu să tași, parașută. Ce caută asta în biroul tău, mă, nenorocitule? Și în uniformă. Ai fantezii, a? Cu mine acasă n-ai fantezii. Cu parașutele astea ai, nu? Cucoană, nu înțelegi că nu... Să tași, ai înțeles? Ce faci, dragă? Stai liniștită, te rog eu, că ți explic eu tot! Ce să-mi explici, mă, nenorocitule? Ce să-mi explici? Eu nu mai golesc bună!
Sunt expirată, ai nevoie de prospături. Mama, te rog eu frumos, nu e o fufă. Dar ce e, biologicule, ce e? Dacă nu e fufă, ce e? E vecina noastră de aici. Aoleu, ai cazat-o în unitate, a? Păi normal să fie aproape când ai chef de jocuri erotice. Pac, imediat. Nu e niciun joc erotic. Domn colonel, eu m-am săturat de jocul ăsta. Vreau să mă schimb înapoi. Sunt două, mă? Vă omor, mă! Vă omor, mă! Asta chiar a luat-o razna. Dacă nici eu care-i sunt prietenă nu mai mă pot înțelege cu ea. A înnebunit-o puterea. Ce dracu ne facem? Bă, eu zic să-l întrebăm pe șeful, că el ne-a băgat în tâmpenia asta, el ne scoate. Ce să mai? Corect. Domn sergent. Domn sergent, treziți-vă! He? Treziți-vă! Ia uite, bă, ce-am dormit! M-a rupt facultatea asta. Apropo, unde este, bă? La carceră, șeful, cu noi toți, nu vedeți? Ce carcere, mă, ești tu la cap? Eu civil, mă, cine m-a băgat aici, mă? E, mă, domn sergent, a nebunit de tot. Zi să deschide imediat, că vă calc în picioare, mă, eu... Cât e ceasul? E nouă, șeful. Nouă! Drojmadoră, vin gagicile! Deschideți, mă, careva! Domn sergent, cheile sunt la nebună. La nebunicată cheile la ăsta, omor! Asta chiar că ar fi o soluție, șeful, așa scăpăm de toate pelelele. Eba! Hai, repede, sergent, repede! Hai să facem schimbul, ia! Bă, ia. Da, tu chiar... Ia-ți gradele înapoi, că nu mai întrebuie, ia-ți! Ia, ia colea, hai! Ia! Ia că ne omoară nebuna aia de nevasta al lui domn colonel! Cine vorbe? Ce strădese? Hai, ia-le că nu mai îmi trebuie! Ei, ce vorbești acum? Eu-s prostul tău, mă! Frești tu cum vrei! Îmbracă-te că te... Dezbracă-te că te îmbrac eu! Dar ce-s prostul tău? Ia mai lasă-mă în pace! Eu nu vreau, uite, mie-mi place să fiu student, te oftici! Ce faceți, domn sergent? Eu bine pupă, am întâlnire cu o grămadă de gagici într-o jumătate oră. Tu stai și freșment aici la carceră. Și apropo, să mai dea dracu să intre vreunul în garsonieră la mine, că îl pușc în cap, măi! În simțiților! Ce faci, mă? Mă! Aflându-mă, mică, mă omoară! Mă, lasă-mă, fată, cu măta! Anguțu, Anguțu, te rog eu! Du-te tu până la nevasta lui domn colonel, că tu te știi cu ea. Te rog, te rog, te rog. Îmi pare rău, domn sergent. Asta nu intră în atribuțiile mele. Ai, Mancuța, te rog, doar suntem prietene, nu? Parcă nu exista prietenie în interiorul unității. Mm-hmm. Haideți, mă, vă rog mult, vă rog din suflet. Femeia asta e nebună, a luat pistolul de la șeful din birou. Roagă-te să nu mai fie în unitate, că le zbor creierii, ai auzit? Iubi, dă-mi pistolul, te rog eu frumos, la noi jucărie, îți explic eu tot! Gura, mă! Te rog eu, calmează-te! Să mă calmeză! Nu că m-am calmat! Să mă mai calmez! Nu, te rog eu! Fetele mele, doamne gibiri la școală! Iar mă? Bă, v-am zis să nu vă mai prind, că vă calcă pe șeful! Altele, mă! Mă, voi ați făcut bordel din unitate, mă? Voi vă dați fufele de la unul la altul sau ce? Doamnă, noi suntem studente. La ce, mă? La sexologie? Marș afară, că vă zbor creierii! Marș! Băi, nu plecați, șeful, ce are nebun! Doamnă, vă rog frumos, calmați-vă! Na, că m-am calmat! Vrei să mă mai calmez? Nu, gata, te ajungi! Mamică, dă-mi pistolul, te rog eu frumos! Explică-mă că nu e ceea ce pare! Nu! Tu să-mi explici, mă! El le explică la aia de la Marele Stat Major, pe care o să-l sun eu imediat acum! Ce faci, dragă? Mă nenorociști! Păi n-ar fi și cazul? După câte am pățit? După câte rușine am pățit de la tine? N-ar fi și cazul? Iubi, lasă telefonul, te rog frumos, că mă nenorociști! Stai pe loc, că iar mă calmez! Nu, mai nevoie! Alo?
fă-mi legătura cu domnul general. Șeful, faceți ceva, că nebunasură ne distruge unitatea. Ce să fac, mă, nu știu? Păi, George, o să salvați unitatea, că e nebunul dumneavoastră. Cu domnul general. Salvați-o tu, mă. Păi eu cum să-l salvez cu... Alo, domnul general, de la unitatea UME... Ce faci, mă, dai nevastă mea? Curând, eu, nevasta dumneavoastră, șeful, i-am făcut ce-ați ordonat, am salvat unitatea. A, da. Șeful, sunt la poartă 10-15 tineri care vor să-i lasă intre. Și că sunt pentru partida de sex în grup. Eu nu știu nimic. Sex în grup? Sex în grup? Da, și că asta era adresa lipită pe anunțul de la ei de la facultate. La facultate, a? La o facultate, nu știu unde era. Oare cine le-o fi lipit? Da? Oare cine le-o șeful? Calmați-vă, șef! Nu! Șeful! Așa și v-ați sergent! Hai, mă, Emma, nu te-ai schimbat încă? Vrei să întârziem la facultate? Hai, mă, că vin imediat, mai un pic. Băi, îmi cer scuze, nu știu ce a fost în mintea mea. M-a nebunit uniforma asta, măi. Stai, mă, liniștită. Bine că nu-și mai amintește soția lui șeful nimic. Aoleu, dacă nu erai tu... De asta sunt prietenele. Prietene? Prietene. Și acum dă-ți repede uniforma jos până nu nebunești iar. Auzi, ia fii atent. E pentru ultima dată. Jur. Oh. Aliniere! Mă calc în picioare, mă! Ce-i, mă, cu ținutele astea, mă? 20 de flotări! Executare! O, mamă, reților, că a glumit! Nu vă ridicați, domn sergent, că face intenționat să ne mai dă 100! Așa a făcut mereu! Unde e George? Iubi, stai că ți explic eu tot. Păi de câte ori ți-am zis, mă, să nu lași pistolul pe masă încărcat. Dacă dă vreun nebun peste el și dai de belea, ține-l aibii la centură. Emma, ce cauți în patul meu, mă? Nu sunt dragă în patul tău, nebunul. Tu ești în patul meu. Mamă, sunt în patul tău. Atunci ce e în patul meu? Noi! Auzi, dragă, mai bine o stingi, că e mai spectaculos așa când nu știi care e cu care. Dă-i pe la parte și mă cum l-omoară pe ăla! Dă-i, mă, bază inima, dă-l în bază! Zâna, măseluță! Știu legenda! Vedeți? Deci există! Legenda, da! Zâna, nu știu! N-ați văzut? Dacă spui ultimul dinte de lapte supernă, ea vine și îți lasă un bănuț de aur în loc. Da? Dar atunci de ce trebuie să ne și mănânce? Aud? Aia e legendă, mă! Ea te mănâncă doar dacă te uiți la ea când vine. Apropo, voi știți că eu mai am încă ultimul dinte de lapte în gură? Ai să... Mi-a căzut mancă. E raritate medicală. Bă, cât timp ne luminăm cu lanternele, nu are ce să ne facă. N-ai văzut că e frică de lumină? Hai de capul vostru, mă, soldați NATO, a? De ce ați pățit reșeful? Care zice, mă, că nu există zâna, măseluță? Uite, mă, a venit azi noapte și mi-a luat dintele. Și v-a dat bănuțul de aur? Monedă de 5.000. Și la vrăjitoare austeritate. Aoleu! Rămâneți cu noi. Revenim imediat.
gogoașe. Corect, gogoașă. Unde este gogoașa, caporal? Știți, eu am fost... N-ai fost, ești cu I mare, I de la incapabil. Ce-am ordonat eu? Să nu lipsească nimeni de la apel. Și? Și lipsește. Ce dacă? Da, asta ar fi o soluție. Scăpăm toți de toate belelele. Ema! Hai repede, sergent! Repede! Hai! Hai! Hai să schimbăm! Bă, dar tu chiar te-ai țignit așa de față cu... Hai, domnule, să... Nu vă ridicați, domn sergent, că intenționat fac așa, nu e glumă. Emma, ce cauți în patul meu? Auzi, ești nebună, tu ești în patul meu, mă, nu e un tral tău. Ba, nu, eu sunt în cap cu... scuze, în capul tău.